Doamnelor și domnilor, direct din Balta Albă Sălăjan, după o oră și 40 de minute de călătorit prin București, a venit la noi inegalabilul, plinul de umor, să-i zicem, și de bună dispoziție, Nae Nicolae! Mi-ați greșit muzica. În fine. Gata, începem? Hai să începem. Gluma 1. Gata, da? Gluma 1. Asta era, că aveam nevoie de aplauzele voastre. 2, 3 și... Se spune că rușinea te face de rahat, dar și puternic. Așa este, aveți în fața voastră un rahat puternic. Râdeți, ca lumea, da? Cum v-am plătit. Gluma 2. Am uitat gluma 2, imediat. No, încep să-mi revin, că vin după o despărțire și tipa cu care am fost chiar mă freca la creieri și vă spun pe față că de fiecare dată mă lua cu... Nae, tu nici nu mă suni, Nae, tu nici nu m-ai întrebat dacă am mâncat, Nae, tu nici nu, mă lua creierii și m-am despărțit din câteva motive. Prima a fost când mi-a spus ea, Nae, eu sunt o fată cu petrenții. Și m-am enervat, cam ce petrenții ai tu, fă, firia dreacu? A, că eu nu mănânc jumări, că la la la, ia uzi, ce mănânci tu? Eu mănânc pizza. I-am luat tot ce trebuie, a băgat pizza la cuptor, o las-o un sfert de oră, să uite la ea și zice, a, pe partea asta nu e făcută. Și am întors pizza pe partea cealaltă. Mersi frumos. Și mă opresc aici, că unde sunt colegii mei, băi? Foarte frumos, bravo, 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 Nae, ai fost, bine venit. Vreau să întreb ceva, da. Fata asta, iubita asta a ta, cu care, uite, ai văzut câtă lume a fost bună la tine, a fost plin. Dragilor, bună dimineața, spăluiesc că v-a plăcut foarte mult, cum ne-a plăcut și nouă, a fost de senzație, ne-am trăvălit pe jos, am pe cuvânt, ne-am trăvălit. Mi-a spus lumina asta în ochi, da. Oamenii au spus că au mai auzit glumele astea și de-aia au plecat. Eu aveam 5 oameni, tot timpul am 5 oameni după mine. Sunt plătiți? Nu, și la spectacole cu ăștia. A, așa sunt plătiți ai tăi, așa sunt, da, așa? Și după râd și ceilalți dacă râd ăștia. Băi, noi trebuia să râdem, bă, proști suntem. Am înțeles, sunt un fel de răspundaci de umor. Ia loc că ne-ai zăpăcit, ne-ai omorât. Mersi. Asta a fost tot? Da, asta a fost tot. Este umor... Serios? Chiar asta a fost e tot? E umor vegetarian de dimineață. Bă, nu știu de unde aveți voi atâta energie în... Păi nu mai avem de când ai venit tu. Păi de când am venit tu. Aveam până să intri să... Aveam, dar ne-ai nenorocit. Aveți salarii mari dacă te-ai despărțit de fata aia, da? Cu pizza. Cum a băgat pizza și invers? Nu? Era foarte, înseamnă că gătise ceva la viața ei. Foarte bun. Îmi dai seama, glumele astea și la umor au rupt. Au rupt, nu? Da, au rupt, da. 6 vizualizări. 6? 6. Ai mai mult decât un scaun. Nu, ai spart. Ai spart cu asta. Am rupt, da? Cu cuvânt, asta, da. Sunt viral. Ești viral. Cum este viața ta după umor, vreau să știu. După prima ediție da? De umor. Da, da. Da, s-a schimbat total. S-a schimbat total pentru că el a și câștigat. Ăsta n-a câștigat, a pierdut finala, foarte frumos a pierdut finala, nu vrei să știi. Cu brio, bă, mare frumusețe de finală ce a avut. Mersi, lumea... Andrei, mersi. Chiar mă bucur că am venit la Neața cu Răzvan și... scuzați că uite-l, am greșit. Uite-l, mă, cum face, mă. Da, deci a fost foarte frumoasă, foarte frumoasă finala. Ai fi putut să o câștigi? Da. Dacă te prezentai. Dacă eram și eu alt om atunci. Ești alt om. Auzi, spune-mi și mie, povestește-mi cum a fost atunci după prima ta experiență la Iumor, când ai spus că sunt oamenii, umblă după tine, că te sună foarte mult, îți scriu foarte mult pe rețelele de socializare și că nu mai făceai față, efectiv, iubirii oamenilor și dorinței oamenilor de a fi... A fost un val, știi cum, a fost exact cum a venit ananasul după 90, toată lumea, wow, mamă, ananas, și după ce ai mâncat,
Da, mai e cine știe. Nu și mai cam așa a fost și acum. Ce-am, plângeai, făceai urât, am înțeles, atunci în perioada, da, nu? Da, da. Ai avut o, ai căzut în depresie. Dar tu ai căzut de pozitiv, ai căzut în depresie, pozitiv. Nu, a fost frumos, mă bucur. Oricum, a fost pentru mine un val super tare, că eu venind de la Liză din Dragon, să fac spectacole de stand-up, îți dai seama, nu... Și a fost frumos, chiar... Mă bucur. Și te întreba, Nazrin, cum s-a schimbat viața ta după? În bine, îți dai seama. În bine, în bine. Dar cum? Ce ai făcut? Ai început să ai reprezentații, nu? Ai început să... Da, spectacole și după și fani, pe urmă au venit și fete. Adică... A, după abia au venit fete, da, până atunci da, n-am vrut să se ieși. La ce vârstă ai venit la umor? 29. Ai cunoscut târziu fetele, ce să zic, la 29 de ani, deci dacă după ai umor aveau venit. Câte au venit în viața ta? Păi trei au fost. Trei au fost, toate? Da, toate de la centru de plasament. <că n-am. laughs> Și cum ești acum? Ești bine, fericit? Acum sunt bine, da, acum nu mai bine. Sunt cu nicio fată de acolo. Păi de-aia ești bine. Că nu niciuna ești... din centru de plasament, am găsit una normală. Am înțeles. Eu vreau să știu de unde te inspiri tu ca să faci aceste numere de stand-up. Din viață. Din viață, da. De viața de zi cu zi. Și de aici am notat ceva. Care crezi că este cea mai proastă glumă pe care ai făcut-o tu vreodată într-un spectacol? În afară de ce am văzut azi. Da, o să rămână, mersi. Cea mai proastă glumă, cred că am făcut-o cu soția unui mafiot. Așa? Și te-a căutat după? Nu. Nu, și acum îl caută, de-aia apare mai rar în ultimul timp. Deci n-a mai apărut de atunci. Putem să spunem sau este ce? Interzis la ora asta gluma? Păi la voi cu vulgarități, cu suntem în direct, nu. Și? Suntem în direct, nu? Suntem, da, fără n-avem vulgarități, voie? Asta zic, putem să păi spunem? Păi bine să... că mi-ai zis, bă! De s-a lăsat cu un nasol? Nu, au luat-o frumos. Au primit-o cum trebuie, după nu? Aia chiar mi-a scris și chiar se părea că se dădea puțin la mine și... Lăsând gluma deoparte și ce mi se mai pare mie foarte tare, acel numor de roast pe care îl faci, știi? Practic, pe românește, faci mișto de persoana pe care o ai de în fața de ta. Din fața ta, da. Tu faci? Ai inclus am în... Am încercat noi ceva, dar nu cred că sunt. Am făcut noi un roast despre Iulia Albu, că aveai unde să dai și... Dar n-a ieșit ce voiam noi, că... Aoleu, cum a da? Sunat. Noi voiam și cu sânge și cu... Aha, și n-a ieșit cu nimic. A ieșit finisher, da. Și ea, ție ți-a dat replică? Ea n-a avut. N-a avut cum prea e ea? Da, da. Pregătit. E pregătită, am înțeles. Am glumit, eu iubesc pe Iulia. A intrat în lumea bună a stand-up-ilor, nu? După acel moment ai umor. Oricum eu făceam, adică deschideam spectacolele, că... Și am rămas și acum, deschide tot. Era în deschidere, da. Erai... N-am avansat. Ca să încălzești oamenii, da. Să-i... Și... Da, în mare parte pe ei știam, mergeam la spectacole, nu le aveam pe ale mele, mergeam la ale lor mai mult. Uh-huh. Și acum, na. Acum le-ai paletale? M-au făcut cumva trădător, că n-am mai fost pe la ei. Că... Mai am și eu. Păi normal, că am oameni după mine tot timpul. Am văzut, da, e full, e plin. E plin. Să știi că facem în locații foarte mici, de 30 de locuri, ca să avem sold out și să facem câte două. Unde sunt locații mai mari... facem poze așa dintr-un unghi unde să... Îi puneți pe toți îngrupați într-un, da, loc. Sold out și ne mai deranjează ospătare, că se mai pun și ei pe la mese și se văd foarte mult și oamenii. Să știi că eu te văd și puțin schimbată la cum arătai la umor și cum ești acum. Mi se pare că mai slăbit puțin, nu? Am mai dat puțin? Nu, am mai slăbit cureaua. I-a mai lărgit-o. Am mai slăbit cureaua. Da. Da. Hai să ne și aducem aminte, să auzim glumele. Glume, glume, glume. Glume, glume, nu. Ce... Glume. Vă rog. Nemaivăzutul, nemaivăzutul, nemaiîntâlnitul, neasemuitul, Nae Niculae! Hai, Nae Niculae! Vă mulțumesc pentru aplauze, vă mulțumesc foarte mult! Bună seara, oameni dragi, bună seara și vouă acasă, onorabil public, pardon, juriu, mă scuzați! Că publicul dă în și public! O să vă încerc un moment de stand-up comedy. Dacă sunteți și voi cu mine, dați un rând de aplauzele, nu știu. Ajung, da, da. Am o pagină de Facebook, vă aștept acolo cu like-uri, pentru că n-am like-uri, pe bune, și... Nu, serios, chiar săptămâna trecută mă uitam, aveam la o poză 4 like-uri. Nu râdeți, doamna Delia, că am pus și o poză în c***le goale și mai mult am pierdut în prieteni. Nu.
Serios, nu, aveam 4 like-uri și când m-am uitat mai pe seară, aveam 3 like-uri. Zic, hai să-mi bă unde e un like. Serios că te apucă dracii. Nu, serios că te apucă dracii. S-a furat like-ul. Culmea e că eu acum caut pe Facebook numele tău și nu mai apare deloc. Cum? Te-au scos de pe Facebook, gata. Nu, deja da. Nu A fost un moment foarte apreciat la momentul ăla. A fost cel mai bun moment considerat, cel mai bun moment de prostia stand-up. Prostia vinde, cred. Da. cel mai bun moment de stand-up care s-a înregistrat la Ai Umor și pe TV până în momentul ăla. Așa că ai fost un erou în perioada aia. Bă, trebuie să dăm. Și mi-aduc aminte că în final toată lumea s-a așteptat, adică toți eram, eu eram atunci la Ai Umor și mi-aduc aminte că toți ne așteptam să câștigi. Asta a fost, n-ai câștigat, dar viața a mers înainte. Acum ai spectacole, îmi spuneai că ai spectacole. Avem spectacole, da. Ne vedem joi pe 14 la Buzău. Joi pe 14 la Slobozia, vineri 15 la Buzău. Și pe pagina pe Naie Nicolae găsiți toate evenimentele. S-au dat like-uri? Ai like-uri suficiente avem, acum? Avem like-uri cât să da, trăim. Da, like-uri 8, nu, acum au crescut, îți dai seama. Cât să trăim, avem și oameni. Bravo. Adică spectacolele merg. Chiar de curând mi-am cumpărat cu banii, mi-am luat 4 saci de cartofi ca să am până în toamnă. Corect. Ai făcut ceva investiție. Bravo. Păi n-ai ce să zic, mulțumesc, te felicităm, îți dorim mult succes în continuare și să te mai vedem cu momente tot la mai bune un pic, ce să zic. Îți mulțumim tare mult, mult succes.